PSD vrea supraimpozitarea locuințelor de lux. Șeful social-democraților, Marcel Ciolacu, a spus că măsura s-ar impune mai ales în condițiile actuale de criză. PSD a discutat astăzi la Parlament mai multe propuneri de majorare a taxelor și impozitelor locale. Ciolacu a mai spus că Asociația Municipiilor și Asociațiile Primarilor au venit cu propunerea să se dea o derogare până în 2025 în ce privește actualizarea grilei notariale privind locuințele. Ținând cont de această criză, e posibil ca locuințele foarte scumpe să fie impozitate mai mult. Au venit colegii cu anumite propuneri și urmează să aibă discuțiile și cu ministrul de resort. Nu e normal. Nu cred. Haideți să vedem dacă pe categorii s-ar impune o mărire.